Matt, mașina de poliție. Bună dimineața, Matt! Ce mai faci? E ziua ta! Ești să patrulezi? Poate ar trebui să-ți repari înainte farul ăla. E stricat de ceva vreme, nu-i așa? Frank ar putea avea un far de rezervă pe care să-l poți folosi acum. Aici suntem la stația de pompieri. Uite-l și pe Frank. Frank nu-i poate împrumuta lui Matt farul său, pentru că și al lui s-a spart. Și cel de rezervă e spart și el. Ce coincidență! Hei, Matt! Poate Amber, ambulanța, are unul de rezervă. Sau poate ne împrumută farul ei. Ce drăguț! Frank vrea să meargă cu tine! Grozav! Uite-o pe Amber! Și se pare că are farul! Și uite-i și pe Matt și Frank! Dar de ce arată Frank așa îngrijorat? Farul lui Matt e stricat și are nevoie de el pentru patrulă. Dacă tot e ziua lui azi, poate îl poate împrumuta pe al tău? Wow, Amber! Era pe grabă! Cred că totuși are nevoie de far dacă are de mers la vreo urgență. Hai să-l vizităm pe Tom. Sigur are vreun far de rezervă prin garajul lui. Frank are dreptate. Ar trebui să vă despărțiți ca fiecare să caute câte un far de rezervă și să vă întâlniți la stația de poliție la miezul zilei. Hei, Tom! Matt are nevoie de un far nou. Ai vreunul cumva? Cum? Nu ai faruri de rezervă deloc? Ce ciudat! Și el a fost tare grăbit, ca toată lumea din orașul mașinilor azi. Săracul Matt! Serios, mai e un pic până te întâlnești cu Frank. Hai să dăm o tură prin oraș să vedem cine mai poate avea faruri de rezervă. Ceasul ne arată aproape ora amiezei. Ar trebui să mergi la stația de poliție să te întâlnești cu Frank. Poate are vești bune pentru tine. Ce ciudat! Frank nu e acolo. Unde e toată lumea astăzi? E o petrecere surpriză! Probabil de aia toată lumea era așa grăbită. Și uite ce de faruri! Se pare că doar sărbătoritul nu are unul. Stai așa, Matt. Se pare că prietenul tău are ceva pentru tine. Un cadou? Ce ar putea fi? E un far nou! La mulți ani, Matt! Salut, Troy! Nu e așa că e o zi frumoasă? E mult de mers până la stația următoare, Troy!
Wow! Ai văzut asta, Troy? Troy! Troy! Frânează puternic! E pericol în față! Încearcă din nou, Troy! Folosește-ți toată forța! Ah! Bine, Troy! A fost cât pe ce! Ce s-a întâmplat, Troy? Te îngrijorează ceva? Oh, ai nevoie să ajungi astăzi la stația următoare ca să-i duci materiale lui Tom? Nu-ți fă griji! Lasă-mă să încerc să-l găsesc pe Matt, mașina de poliție și pe Frank, camionul de pompieri. Ei te vor putea ajuta să ieși din ambuteiaj. Hei, Matt! Hei, Frank! Trenul Troy are nevoie de ajutorul vostru! Trebuie să veniți chiar acum! Urmați-mă! Acolo! Îl vedeți pe Troy? Hei, Troy! Frank și Matt au venit să te ajute! Deci, ce facem cu stânca? Troy trebuie să ajungă în stația următoare. Stânca asta e prea grea pentru tine, Matt. Oh, Frank, cred că e prea grea și pentru tine. La ce te gândești, Matt? Oh, da, șantierul e puțin mai încolo. Sunt sigur că vom găsi acolo ajutor. Să rostogolim stânca până la șantier? Aveți vreo idee, băieți? Ce este asta, Matt? Ce vrei să faci cu pătura asta? Bună idee, Matt! Să folosim pătura și frânghiile metalice ca să tragem stânca. Minunat! Haideți, băieți! Aproape am reușit! Am ajuns la șantier! Hei, uite-l pe Charlie, Macaraua! Să-l strigăm! Hei, Charlie, aici! Matt, Frank și Troy au nevoie de ajutorul tău! Stânca asta îi blochează drumul lui Troy! Ne poți ajuta? Wow, Charlie! Ești foarte puternic! Bună treabă! Drumul e liber acum, prieteni! Mulțumim de ajutor, Charlie! Troy, poate ar trebui să pornești! La revedere! Bună treabă, Matt! Bună treabă, Frank! Și tu, Charlie, n-am fi reușit fără tine.
Pa, Matt! Pa, Frank! Ne vedem în curând!